Dentro do vento, você está dentro do vento e chama na tua. Vai, Bernardo, vai, Cassiano. Com ele! Tchau! Țin eu becul, mă, uite cât e ghetoare, mă. Stinge, da, mă. Dar nu știu când e al meu în termen. Era pe partea dreaptă, era bine camionul, am impresia că acolo a fost problema, la Dacia, la Dacia Roșie. Și impactul cam unde a fost? Exact acolo. Acolo e mașina lor? Da, sigur, dar să vede că ce înseamnă aici direct, nu știu, a dormit sau nu pot să-mi dea seama ce se întâmplă. De acolo, de exact acolo, atât că am pus frân, nici să claxonez, nimic n-am mai aici. Ce se întâmplă? Am dat din fara o dată și de. Aveam viteză? Viteză nu pot să zic exagerat, viteză nu știu ce viteză, da? Direct pe contrasens, nu știam ce se întâmplă, e ceva drum aici, să zic, vrei să o iei în partea aia, nu-mi dădeam seama. E foarte, foarte, foarte aproape. Da. Okay.
că nu am avut acces la șofer. Până în acest moment, anchetatorii n-au stabilit cum a ajuns șoferul Dacia Logan pe contrasens. Cert este că șoferul tirului a încercat din răsputeri să evite impactul, însă nu a reușit. Șoferul și-a pierdut viața pe loc, iar soția acestuia și o fetiță în vârstă de nici 2 ani au fost transportați în stare gravă la spitalul din Baia Mare. Veneau acasă. Dar au fost la ceva mormântare, petrecani, ceva de genul ăsta? Nu știu nimic. Pe mine m-a anunțat domnul Marina în vizita faptului că tată, suntem din Cheche și cunoaștem familia. Da. Chiar nu doresc să... Îmi fac scuze. Du-te, mă, Luci, de acolo, mă, ce faci, mă? Ești normal la cap, mă? A fost solicitat să intervenim la un accident rutier de pe dealul Groșului. S-a intervenit cu descarcerarea unei victime. Din păcate, pentru șoferul de autoturismului Logan, nu se mai putea face nimic. Cercetări se pare că accidentul rutier s-a produs pe fondul rulării pe contrasens a autoturismului marca Dacia. În urma accidentului rutier a rezultat decesul de persoane și venirea ușoară a unui pasager din autoturismul Dacia.